Cum comentați afirmațiile făcute pe acea filmare de către liderul de sindicat Europol vis-a-vis de ce se întâmplă în portul Constanța? Sigur, sunteți sindicat liber al navigatorilor, însă la un moment dat el spune: am coborât de pe navă, am vorbit cu niște muncitori și mi-au dat acest pachet. Mă rog, se presupune că ar fi droguri, omul spune la un moment dat că nu sunt droguri, că e făină. Dar faptul că a urcat la bordul unei nave, ce implică toate aceste poveste? Da, adică, cum ar veni, iau de la navigator droguri, ăștia vând droguri pe la colț de vapor, fiecare cum vrea, fiecare urcă cum vrea la bordul navei. Eu nu cred că a urcat la bordul navei domnul polițist, pentru că ar fi încălcat legea, pentru că la bord trebuie să urci numai cu anumite autorizații și cred că poliția de frontieră ar fi văzut în momentul când cineva urcă la bord și ar fost acolo să-l controleze, să-l legitimeze. Că au acele scanere termice care văd absolut tot ce mișcă prin port. Deci, iată un nou punct de plecare. Doi, navigatori nu se ocupă cu traficul de droguri. Asta ca să știm și să punem punct oricăror insinuări. Drogurile, dacă vin într-adevăr, vin ascunse prin containere, care containere sunt sigilate, sau prin mărfuri care se transportă pe urmă mai departe cu vagoane, cu trenuri, cu camioane, cu, eu știu, barge. Nu vin navigatorii în buzunar cu droguri și ies prin oraș și vând droguri ca la într-o veselie. Asta este doar din cauza faptului că nu știe ce înseamnă portul Constanța, nu știe ce înseamnă un port, operațiuni portoare. Acolo când o navă vine, ea este controlată de un corp de control în care fac parte și vamă, și poliția de frontieră, și capitanie, agenții de port, fac parte agentul navei, poliția sanitară. Eu am întâlnit, de exemplu, controle și cu câini pentru a descoperi dacă vin migranți la bord, să ascund persoane sau chiar să ascund mărfuri care nu sunt mărfuri de contrabandă, pentru că numai drogurile sunt o problemă și mărfurile de contrabandă sunt o problemă. Și atunci ce facem? Navigatorii cumpără mărfuri de contrabandă și o vând în portul Constanța? Hai să fim serioși, o navă care vine din Rotterdam sau vine din Lisabona, ajunge în Constanța, aia transportă droguri? Nu! Mărfurile, navele care vin din zone care sunt cu pericol ridicat și acele nave sunt supravegheate cu siguranță de cineva. Se știe filonul și pe unde se intră. Probabil că dacă nu sunt descoperite, asta înseamnă că cineva mai sus decât poliția, port sau autoritățile portoare dă drumul să meargă pe filiere. Astea de regulă sunt transporte, domnule, sunt cu ponturi. Bănuiesc că știu foarte bine cei de la Brigada Anti-Drog, de la serviciile de informații interne, externe, adică toate astea sunt într-un lanț internațional. Nu vine în România polițistul de port, șef, nu știu care, care umblă la administrarea, la buna desfășurare activităților în port, să vadă dacă cumva există trafic de droguri în port sau nu. Să fim serioși. Gata.